Povestea mea se bazează în mare parte pe călătorie, pe emoția din prezent. Sunt genul de om care colectează mai mult momente decât obiecte și încă fac loc în cufăr pentru noi amintiri și noi clipe și noi oameni, de asemenea. Și acum îmi amintesc prima experiență pe care am avut-o, un șir indian de oameni dragi care alergau cu pădurile pe nisipul din Bulgaria, un colorit absolut de zâmbete și de energie pozitivă, într-o zi ploioasă. Dar pentru noi nu conta. Voiam să ne distrăm cât mai mult. Desigur, am umblat și prin Românica. Cu fiecare ocazie, când familionul meu striga aventură, nu conta posibilitatea financiară. Ne descurcam noi. Aveam chitara, cântecele învățate de la munte și de la vama veche, însă știam că era ceva mai mult acolo pentru mine. Plângeam după necunoscut ca un copil de două palme și se uita parcă la cel mai înalt raft cu cărți. Așa că m-am decis să nu mai mă holbez și să iau mai multe scaune, să fac un turn și să mă urc unde vreau eu. Și asta am făcut. În vara anului 2014 eram noua locatară într-un studio din America, Wildwood, New Jersey. Cu mâna pe inimă, sincer, vă spun că și îmi spun că a fost pentru prima oară în acești 22 de ani pe care i-am, când am simțit că trăiesc cu adevărat. Încă mai mă trec fior când îmi amintesc clipele. Oameni dragi, prin a mea deranjare, treziți-vă, deci ca să trăiți, e frumos și se merită. O viață avem, nu?